Bună ziua, suntem la a doua ediție a seminarului Catrain. Am văzut că pe lângă antene pentru operatorii de comunicații mobile, aveți și soluții pentru operatori media. Da, deci pe lângă comunicațiile mobile, echipamente de comunicații mobile, oferim echipamente și proiectare, ceea ce este foarte important, pentru posturile de radio, de televiziune. Menționez un proiect foarte mare. Am schimbat toate emițătoarele și antenele din România ale SNR. Este vorba despre radiodifuziune și despre televiziune. A fost un proiect întins pe câțiva ani și cu mândrie vă spun că l-am îndeplinit la timp și de calitate. Acum vă pun o întrebare mai răutăcioasă legat de antene, pentru că știți că este acest subiect al faptului cât de dăunătoare poate fi o antenă. S-a discutat mult, s-a scris mult. Probabil că dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai autorizați oameni din țară care ne puteți spune: este periculoasă o antenă de comunicații mobile? Este periculoasă o antenă care emite pentru radio și TV? Și care este acest pericol? Nu vreau să înțelegeți că eu produc antene și automat copiii mei sunt cei mai buni. Antenele acestea de emisie, de care lumea se ferește, tocmai că nu prezintă niciun pericol, pentru că sunt puse sus, pe blocuri, pe stâlpi înalți și ele bat la distanță. Deci nu bat local, sub antenă. Mult mai periculos ar putea să fie telefonul pe care îl punem lângă ureche decât aceste antene care sunt sus pe casă. Ați făcut măsurători și probabil că vă bazați pe cifre, pe anumite date fizice și matematice. Da, deci antenele se caracterizează printr-o diagramă de radiație care ne spune unde bate acea antenă. Ca un reflector, ca o lanternă. Și antenele bat foarte subțire, lenticular, la distanță mare. Deci nu este niciun pericol de la aceste antene. Hello, Mr. George Klauser. You are the head of broadcast antennas from Katrain Verke. Could you please summarize the news you are going to present at the second edition of From Katrain Day? Yes. So I am from Germany, in the headquarter of Katrain Company. And Romkatel is a subsidiary of our product range. And we have implemented for TV and FM radio the network, especially the antennas in Romania, 2 years ago and 3 years ago. So that was a countrywide FM network implemented. And so for this situation, so we have a high percentage rate on the Romanian network, but especially not only in Romania, also in Germany we are engaged to change from analog to digital. All of the main transmitter stations, like you know, the Olympic Tower in Munich or in Berlin or in all the big cities. So that would mean we have a high knowledge in antenna techniques, and I like to represent or give an impression from this also here on this area with all the nice facility here and all the nice people here. So we have implemented Romkatel in Temeswar, and so we are near to the customer. So that would mean, of course, it's a very narrow connection to the Romanian telecommunication and the private. So that is a good thing, speaking in the country languages. Is the company present in the other countries around us? Yes, of course. So the broadcast area is a small family. So you know each other. So just I had a contact to Bulgarian guy. So he said, did you remember 20 years ago he implemented the first TV antenna in our area? And it's still going on, and similar is to Serbia or Moldavia. So, of course, also the neighbor on the other side of the lake, Black Sea, so in Turkey, they have also Katrain antennas for this. But of course, the situation in Romania, together with Romkatel established in Temeswar, is a very good sign. What is the
what is the major project you developed here in Romania? If you're looking in Bucharest area, the main transmitting site, all the antennas are from Cochrane. So what should I say anymore? Lista noastră de referințe alfabetică. Vreau să vă spun aici doar câteva cuvinte despre un proiect realizat împreună cu Radiocom. Proiectul a conținut două faze, una de modernizare a rețelei de radio și una de modernizare a rețelei de TV. A fost un proiect cu totul și cu totul special, un proiect deosebit, ca și amploare, ca și anvergură, un proiect pe care nu cred că le-au realizat prea multe țări. Și am avut livrări în cadrul acestui proiect câteodată și de o stație mare pe săptămână. O stație mare înțelegând 10-12 nivele de antene cu feeder mari, cu toate elementele de conexiune din interior. Iar acest lucru a ținut timp de câteva luni. A fost un efort susținut în ceea ce privește logistica, proiectarea și ne bucurăm că am reușit. Un sistem DVB-T realizat pentru ProTV în București. Este un sistem care conține trei locații diferite, fiecare cu câte un sistem de două nivele, 8 panouri, și este un sistem care funcționează pe aceeași frecvență, deci un single frequency network. Probabil vă întrebați ce se întâmplă cu acest coș de fum. El a fost folosit în Constanța pentru amplasarea unui sistem radiant. Interesant a fost că nu am avut voie să găurim în niciun fel coșul de fum și astfel fixarea celor patru dipoli FM s-a făcut cu ajutorul unor cabluri de oțel care înconjoară acest coș de fum. În poză se văd doar 5 dintre ele, în total au fost 8. Este o poză intermediară din procesul de montaj. Și aici este același sistem. Se poate observa în partea de jos, cuțeaua de susținere. Lângă el este un furnal care pare foarte mic. Sistemul a fost instalat la aproximativ 200 de metri înălțime. Și avem un scurt filmuleț care prezintă cum au fost duși sus dipolii. Ei se mișcă, de fapt. Sunt trași în sus. Livrăm practic de la flanșa de ieșire din emițător până sus la sistemul radiant toate componentele. Oferim și o gamă completă de servicii pentru aceste componente. Ați văzut transport, instalare, foarte important, instalare de emițători. Sperăm că v-am convins de calitatea produselor noastre și de posibilitățile noastre.